În ultima săptămână, agitația și aglomerația și-a spus cuvântul și la spălătoriile auto. Angajații de aici nu mai fac față valului de clienți care vin să spele mașinile pe motiv că sărbătorile de iarnă nu trebuie să-i prindă cu ele murdare. Dacă într-o zi normală vin în medie 20 de mașini, astăzi, în ajunul Crăciunului, numărul acestora s-a dublat. De când a început aglomerația aici la spălători? Aproximativ de o săptămână, oamenii vor să-și curățească mașinile interior-exterior, nu mai facem față și... Care este prețul? 15 lei, interior-exterior. Depinde de mașină. Pentru a-și vedea mașina curată, șoferii sunt nevoiți să aștepte la coadă chiar și 2 ore. Oamenii spun că s-au obișnuit și orice situație de acest gen nu îi mai enervează. Am venit să spun mașina, vin sărbătorile și nu e bine să ne găsească cu ea murdară. Dar de ce ați ales numai acum în ajun? Pentru că acum a fost timpul mai bun. Nu e chiar gerașe și acum am avut și timp. Costul unei spălări interior-exterior este în medie 15 lei în funcție de capacitatea mașinii. Angajații spălătoriilor auto spun că pentru mulți proprietari, spălatul mașinii înaintea sărbătorilor a devenit o tradiție care ține de cel puțin 10 ani.